Horoscop săptămânal 7, 13 noiembrie 2022. Săptămâna 7, 13 noiembrie 2022 va fi foarte importantă pentru orice semn zodiacal. Pe 8 noiembrie, coridorul eclipselor se încheie, așa că ar fi bine să aveți timp să finalizați toate cele mai importante lucruri pe 7 noiembrie. Pe 8 va avea loc o eclipsă totală de lună, din cauza căreia energia va scădea la zero. Marți, ar fi bine să nu arătați agresivitate. În restul zilelor, planetele vor fi calme, prin urmare vă vor oferi posibilitatea de a vă realiza planurile în ceea ce privește cariera, banii și familia. Pe 8 noiembrie va fi eclipsa totală de lună în zodiile financiare Taur și Scorpion. Se disting prin stabilitate, fixitate și încăpățânare. Din punct de vedere astrologic, în această săptămână se manifestă o configurație tensionată, complicată de Saturn și Uranus. Vor fi multe îndemnuri de a apărea brusc în lumea exterioară, de a rupe cu ceva conservator, de a se răzvrăti la locul de muncă sau în structura socială. În același timp, atmosfera generală nu favorizează pașii cardinali. Va fi ușor să încurcați lucrurile și apoi să regretați o mișcare îndrăzneață. Cu toate acestea, săptămâna de după eclipsă va fi una dintre cele mai intense de-a lungul anului. Berbec. Berbecul poate avea dificultăți financiare sau apariția unor crize legate de proprietate. Eclipsa este proiectată în sectorul material, în sectorul resurselor, al banilor personal și al afacerilor. După cum se spune, cel care este avertizat este înarmat. Abțineți-vă săptămâna aceasta să aplicați la bancă pentru un împrumut și să faceți achiziții care nu sunt prioritare sau necesită investiții mari. Perioada poate fi asociată și cu nevoia de a lua decizii neașteptate. Probabil că veți duce lipsă de informații, așa că va trebui să vă bazați pe intuiție. Taur. Pentru Taur în această săptămână, subiectul parteneriatului, consultării și cooperării cu oamenii va fi relevant. În ciuda dorinței de a vă distanța de ceilalți, conectați-vă farmecul natural și tactul, ascultați tot ce vă spun partenerii voștri. Acum este important să găsiți compromisuri și puncte de intersecție a intereselor comune. Săptămâna vă oferă toate oportunitățile de a vă realiza pe deplin ambițiile și de a vă atinge obiectivele. Această perioadă vă va ajuta să obțineți suficiente resurse pentru realizările viitoare. Gemeni. Gemeni, încercați să evitați intrigile la locul de muncă, situațiile stresante în familie și frământările inutile din mintea voastră agitată în această săptămână. Eșecul sistemului nervos și o perioadă excesivă de presiune pot duce la noi probleme de sănătate, mai ales dacă nu ați rezolvat-o pe cea veche. Dacă este posibil, retrageți-vă într-un loc liniștit, răsfățați-vă cu odihnă sau luați-vă o scurtă zi liberă pentru a vă restabili puterea și echilibrul mental. Planetele indică faptul că va trebui să faceți compromisuri pentru a vă atinge obiectivele. Din păcate, rezultatul pe care l-ați dorit anterior nu va fi atins nici măcar cu concentrarea tuturor forțelor. Rac. Racii, în ciuda dezacordurilor cu prietenii, cu cei dragi sau cu copiii, nu se grăbesc cu reacții ascuțite sau emitând un ultimatum. Influența eclipsei de lună tinde să vă facă să vedeți situația într-un mod distorsionat și să reacționați exagerat la situațiile vieții. Planetele vă recomandă să vă concentrați asupra remedierii problemelor din sectorul financiar. Noua săptămână vă va ajuta să depășiți dificultățile anterioare și să obțineți doar un rezultat acceptabil în această perioadă, dar foarte important din perspectiva strategică. Noi oportunități se vor deschide în curând înaintea voastră. Leu. Pentru Leu, înstrăinarea, rupturile familiale și parentale ar putea escalada într-adevăr în această săptămână. Din păcate, nu sunteți înclinați să urmați tradițiile consacrate. Vreți să faceți ceva neașteptat, spontan sau creativ. Ambițiile și aspirațiile voastre de carieră nu vor fi în acord cu interesele membrilor familiei. Încercați să neteziți colțurile ascuțite. Setea de profit crește și se pune problema îmbogățirii financiare. În general, aceasta va fi o săptămână bună pentru a vă motiva să câștigați și mai mult. Săptămâna poate necesita concentrarea tuturor forțelor și resurselor. Este posibil ca ceea ce aveți acum să nu fie suficient. Prin urmare, fiți economi și amintiți-vă de greșelile trecutului.
Dacă totul merge bine, puteți obține un mare succes. Fecioară. Fecioara în această săptămână poate primi vești neplăcute, implicare în certuri cu rudele sau vecinii, precum și probleme legale. Veți fi predispuși la agitație și denaturare a fluxului de informații. Eliminați construirea planurilor lungi și nu vă formați încă perspective de viitor. Perioada eclipsei vă crește nervozitatea, anxietatea, iar aceasta nu va fi cea mai bună stare pentru a vă vizualiza viitorul. Așteptați-vă pacea interioară și echilibrul. Acum nu va fi momentul pentru decizii riscante. Însă săptămâna aceasta veți putea să vă regândiți mult și să faceți contactele necesare pentru a vă atinge obiectivele pe viitor. Încă o dată, această perioadă va fi cea mai favorabilă pentru compararea rezultatelor și stabilirea comunicării pentru victoriile viitoare, nu pentru risc. Balanță. Balanța are o abordare naturală, echilibrată și deliberată a planificării bugetare. Totodată, în această săptămână, din cauza influenței eclipsei de lună, ceva poate merge prost. Pot fi dificultăți financiare, unele pierderi. Nu ar trebui să luați împrumuturi sau să faceți investiții în achiziții scumpe. Dacă ați cheltuit mai mult decât era planificat, atunci ar trebui să vă opriți. Dorința excesivă de îmbogățire poate aduce rezultatul opus. Lăsați toate riscurile deoparte și concentrați-vă pe elementele esențiale. Planetele vă recomandă să fiți atenți la gradul de conștientizare. Există riscul ca ignoranța detaliilor și subtilităților să nu vă permită să reușiți. Gândiți-vă la complexitățile care pot strica totul, dar pe care nu le observați acum. Dacă le găsiți, puteți obține un impuls pentru avansare. Scorpion. Scorpionii, dorința de a vă opune oamenilor din jurul vostru poate duce la conflicte și neînțelegeri. În ciuda încrederii în voi și în abilitățile voastre, acum este important să învățați cum să cooperați cu diferiți oameni, să țineți cont de interesele partenerilor și să vă coordonați ideile, obiectivele și acțiunile cu aceștia. Planetele vă deschid oportunități de a acumula diverse tipuri de resurse. Aceasta va fi o săptămână care merită dedicată construirii unei baze solide pentru a merge mai departe. Se poate transforma și în unele dificultăți. Cu toate acestea, depășirea lor vă va duce la un nou nivel de confort. Amintiți-vă, eficiența contează acum. Săgetător. Săgetători, situația de la locul de muncă vă cere să vă concentrați cât mai mult. Acum sunt posibile probleme și confuzii cu documentele, pierderea cheilor. Intrigile și necazurile pot duce la supra-solicitare nervoasă. Prin urmare, un somn sănătos și bun va fi important. Permiteți-vă o pauză scurtă sau o repornire. De exemplu, mergând într-un loc liniștit unde puteți găsi echilibru, acordați atenție lumii voastre interioare. Planetele vă avertizează asupra pericolului situațiilor și proceselor pe care nu le puteți controla pe deplin. Astfel de proiecte în această săptămână ar trebui fie înghețate temporar, fie finalizate cu totul. Acest lucru va elibera potențialul de creștere și dezvoltare în continuare. Cu toate acestea, este necesar să înțelegeți unde puteți controla pe deplin situația. Și atunci totul va fi simplu, credeți în voi și mergeți înainte. Capricorn. Pentru capricorni, o eclipsă de lună provoacă dezamăgire în relațiile cu persoana iubită sau cu prietenii. Ceva va merge prost cu grupul de oameni în care lucrați. Cu copiii, înțelegerea reciprocă poate să nu apară imediat. Enervarea crește acum pe cei care nu corespund ideilor voastre despre ideal, așa că nu vă împărtășiți pe deplin filozofia. Participarea la evenimente sociale și de divertisment va aduce rezultate neașteptate sau poate fi anulată complet. În general, succesul depinde în mare măsură nu doar de voi, de performanța voastră, ci și de loialitatea celor care alcătuiesc cercul vostru interior. În această perioadă puteți realiza cele mai importante lucruri la locul de muncă, în sfera romantică, precum și în alte relații interumane. În aceste 7 zile, multe oportunități se vor deschide înaintea voastră. Fiți activi și nu ratați șansa! Vărsător. Vărsători, acum nu ar trebui să începeți o reparație majoră, construcție sau înregistrarea unei companii.
Planurile voastre pot fi perturbate de un conflict familial, de o ceartă cu colegii, precum și de neînțelegeri cu părinții. Încercați să vă reconsiderați opiniile, fundamentul pe care se bazează viața voastră de familie, implementarea profesională. Multe vor fi răsturnate, dar viața nu stă pe loc, dar pentru că vă plac surprizele, ele vă motivează. Foarte curând veți descoperi o nouă zonă care vă va aprinde și vă veți descoperi talentele. Există riscul de a vă confrunta cu provocări serioase în această perioadă. Ele vă pot depăși din trecutul îndepărtat, vechi cunoștințe sau colegi. Va fi un plus, rezolvarea cu succes a problemelor apărute va duce la beneficii reciproce. De asemenea, veți putea să vă înțelegeți mai bine greșelile din trecut, să câștigați experiență și să construiți contacte pentru viitoare interacțiuni benefice. Pești. Pești, încercați să evitați certurile și conflictele cu rudele și vecinii. În caz contrar, probabilitatea unor litigii și proceduri crește semnificativ. Tendința spre autoamăgire și iluzii contribuie la adoptarea unor decizii eronate. Prin urmare, această săptămână nu va fi cea mai reușită, eficientă pentru orice decizie finală. Așteptați puțin, acordați-vă mai mult timp să vă gândiți, să simțiți întreaga situație. Vă așteaptă o săptămână grea. Cel mai probabil, vă veți confrunta cu o serie de schimbări majore. În primul rând, se referă la viața personală. Fiți foarte atenți la dorințele voastre, comportați-vă mai atent în situații noi. De asemenea, gândiți-vă bine înainte de a lua decizii importante. Partea pozitivă a tuturor acestor lucruri este că în aceste 7 zile vă puteți face contacte utile. În general, va fi o perioadă foarte dificilă, critică, este prezisă din diverse surse, în special luna noiembrie. În același timp, punctul de cotitură va fi încheia schimbării, distrugerii vechiului și nașterii noului. Perioada în care se vor deschide ochii oamenilor. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!